Capitolul 75. Paris și Părintele Boldeanu. Da, Paris. În acei ani de dor și iar dor, eu mergeam de fapt în Marele București. Ajungi cam târziu în suprema capitală, căutăm ori întregi un loc gratuit de dormit. Tot Lomonier slovac, amica lui Pater Paolo, ne ajută să găsim locuință. La Paris nu putea să nu mi se întâmple ceva unic, irepetabil, în așa fel încât să pot vedea și în aceasta un omagiu adus mie în mod discret de marele oraș. Acum că citesc numai pagini permise, știu că eu și Adolf Hitler ne-am bucurat la fel, ca doi copii visători, de a fi văzut Parisul. Paris, 19 iulie 1976. Paris, prima noapte, cam neliniștită. Am dormit-o la o pensiune pentru studenți, cam scumpă pentru noi. A doua zi ne-am hotărât curajoși să ne încercăm norocul la misiunea greco-catolică română a părintelui Cosma și a dominicanului Goia, unde, așa cum am citit 40 de ani mai târziu în dosarele securității, prea mulți dintre românii trimiși cu pașapoarte de informatori au fost găzduiți și primiți ca eroi ai credinței. Cosma, spre deosebire de Cristea, a fost mai puțin suspect și ne-a găzduit cu deferență timp de 8 zile, chiar invitându-le la prânz și cină, ori de câte ori ne găseam cu orarele lor. Odată asigurați, ne-am propus să realizăm cel puțin 3 dintre obiectivele la care aspiră un bun român, în special un exilat, la Paris. 1. Studiu iubitor al monumentelor, muzeelor, capodoperelor, bibliotecilor, librăriilor sau măcar gustare atmosferei marilor bulevarde. 2. Întâlnirea cu mari exilați, artiști, preoți, nobili, reprezentanți ai unei întregi națiuni chinuite în exil în capitala lumii. Și 3. Întâlnirea cu oameni dragi inimii și sufletului. În cazul meu, în afară de monumente, aceasta însemna cunoașterea părintelui Vasile Boldeanu, sufletul exilului celor mari și celor drepți. Și minunata surpriză întâlnirii cu tanti Aurelia Dumitrașcu, pe care providența mi-a adus-o pe tavă în acele zile la Paris. Pentru toate acestea, o viață la Paris nu ar fi fost suficientă, dar Dumnezeu s-a gândit și la asta. Abia ce am trecut pragul Bisericii Ortodoxe Române din exil, din Jean de Beauvais, părintele Vasile Boldeanu, acest om extraordinar, cu fruntea umbrită de bucle de argint, vechi păzitor de oști contra otravei comuniste a turnătorilor și a dezagregării exilului onest, ne-a primit cu același suflet ca al monseniorului Aloizie Tăutu de la Roma. Cu încredere absolută, cu dragoste imediată și cu program la fel de imediat. Băieți, rămâneți cu mine pentru totdeauna! E de mirare și nu e. Boldeanu avea intuiții infailibile. Te privea în ochi și știa dacă ești sau nu ești. Și nu se înșela. Securitatea însă și-a recunoscut-o. Am o notă, amintirile unui adevărat spion comunist. Vasile Boldeanu, preot al bisericii, a fost unul dintre primii români cu care Nicolae Vlășceanu a luat contact în capitala Franței. După ce l-a privit în ochi, preotul i-a spus, ești securist, reproșindu-i că a venit să-l spioneze. Nota e foarte interesantă. Așa. Uniții nu erau așa. O spun cu durere. 40 de ani au primit securiști din țară ca pe eroi. Afară de noi însă, eroi adevărați, tratați ca spioni. Curios și scandalizant pentru mine. Această lipsă de psihologie la un creștin denotă lipsă de caracter în sine și creștinism neadevărat. Punct. Așa, prin încrederea părintelui Boldeanu, ne-am bucurat de Marele Paris pentru 2 săptămâni, în care setea pentru cele 3 idealuri ne-a fost satisfăcută. Ne-am mutat la el, nu numai pentru dragoste și insistență, ci și ca să nu deranjăm peste poate pe părinții uniți.
De la Marele Bolteanu voiam să aud cu urechile mele minunata lui Odisee, să-mi confirme fuga lui din lagărul comunist cu o mare icoană la piept ca într-o procesiune, trecând prin mijlocul mizerabililor. Iar la Paris avea să biruie cu succes procesele false și mărturiile mincinoase prin care guvernul comunist român ar fi vrut să le elimine și să pună laba pe biserica exilului din Rue Jean de Beauvais. Guvernul francez fusese la înălțime de data asta. Nu dăduse ca în prea multe ocazii dreptate marilor criminali. O carte voluminoasă documenta exhaustiv teribila întâmplare. Din fericire transpirase această carte la București și o citise pe ascuns, deși eram informat pe Radio Europa Liberă, care transmisese totul la timpul lui cu lux de amănunte. Am sorbit cu frenezie orice cuvânt din gura înmiresmată a părintelui Bolteanu, căci timpul era hain și, ca în mai toate ocaziile de acest gen, gândind la el ca și la alți venerabili bătrini biblici, al cărui număr începea cu tati Popian, îmi rămâne gustul amar al neputinței mele de a-i fi adorat și a-i fi servit așa cum li s-ar fi cuvenit. Dacă toate ar fi mers după gustul lui Dumnezeu și bunul simț omenesc, cum fiecare mare oraș avea atunci pentru români un șef spiritual al exilului, în fiecare din ele, noi doi, am fi fost primiți cu același suflet. Doar că n-am avut forță și noroc. Dar și acum regret că nu m-am dus să îmbrățișez și să omagiez personal pe toți ai noștri, de la rege în jos. Pentru alții erau încă importante culorile lor politice și religioase. Pentru noi era esențial faptul că erau personalități, că erau în exil, că erau urâți de comuniști, de regim și de lumea întreagă pentru dreptatea și nevinovăția lor. Vasile Bolteanu a avut darul divin de a supraviețui urgiei comuniste și să știe încă de pe pământ că patria sa a fost eliberată, a murit în 1992. Nu știu dacă s-a mai putut întoarce să-și revadă focșanii lui dragi, asta nu știu. Din 1958 a luptat la Paris cu stihiile iadului comunist. Din 1941 nu mai văzuse România. Când te întorci după câțiva ani și după atâtea schimbări de regimuri, nu mai găsești nimic. Nici măcar albastru cerului. Neagul Giuvara te stabatur. Mi-ar trebui o altă carte și talent spre a o scrie, ca să cuprind în ea tot ce am putut simți alături de un asemenea om. La Paris ne oprim așadar două săptămâni, acoperind două duminici. Unde vom merge la liturghia românilor, fără nicio îndoială, la amândoi, și la uniți, și la ortodoxi. Mai erau și ortodoxi trimiși ai regimului, care săpau exilul. Despre ei comentam în ambele părți cu aceeași grijă și același dispreț, mai ales că ne arsesem cu Milano. Primirăm deci invitația să cântăm în ambele biserici. Ne hotărârăm să ne împărțim pe rând. Gigi a rămas la Monsignor Cosma, eu m-am dus la Bolteanu. Duminica următoare ne pregăteam să inversăm, când monseniorul Petru German ne spuse: nu-i nimic, dragii mei, mergeți la Bolteanu amândoi, că după ce termin eu aici, unde nu am decât 4-5 suflete, viu și eu acolo să vorbim și să ne bucurăm cu toții. Zis și făcut. Și eu și Gigi simțeam o adorație pentru ei toți. Pe Bolteanu l-auzeam la liturghia de duminică la Europa Liberă, pe ceilalți la fel, în diferite programe în care deschidea ochii mulțimilor clandestine și năpăstuite, întreținând adevărul. Cartea monseniorului Petru German, L'âme roumain écartelée, Fête et document, 1955, Edition du Cèdre. Cartea asta o fusesem la București, de la muzicologul George Bălan, pe când mă bucuram de amiciția lui impresionantă și o citisem pe ascuns. Am fi făcut pușcărie amândoi dacă am fi fost prinși cu această capodoperă în mână. Pe Petru German, om cult și autor de cărți, de căpătâi, îl adoram de la radio, cum adoram toate numele exilului care se expuneau la acel periculos microfon. Dar German nu a fost cu noi nici cald, nici încrezător. A dat și el crezare vorbelor de coridor, ca bun greco-catolic ardelean, și tăiat în două,
între poziția justă și lipsa totală de psihologie. La Jean de Beauvais ne punem la strană. Cântăm slujba cu lumea din ce în ce mai elegantă care umplea biserica. Era crema exilului de față. Nici nu ne așteptam la mai puțin. Cânt după toate regulile apostolul. Și îi spun așa, ca într-o doară marelui om. Poți spune două cuvinte după predica dumneavoastră? Oh, nu numai două cuvinte, ci chiar predica. Eu nu prea predic, mă încuvință Boldeanu, cu ironia specifică oricărui mare om din exil. Dânsii mă cunosc, știu ce gândesc și știu și Evanghelia destul de bine. Dar dumneata desigur vei spune ceva nou, mai ales că vii din genunea genunilor. Ah, cât m-au uns pe inimă vorbele lui, dar mai ales încrederea care s-a dovedit nelimitată. În ce privește pe Gheorghe, cum îi zicea și el ca și monseniorul, îl simpatizase în altfel, glumea cu el și trăgea numai vorbe de duc și comentarii tăioase. Popa Costandache adăugă, da, da, trebuie să te îmbrăcăm, cel puțin în anagnost, doar și predica este un act religios solemn. Și iată-mă în centru Parisului, predicând limbaj plin de surprize despre schimbarea la față și sensul marilor sărbători ale verii, taine de suire spre ceruri, taine de tăiere a văzduhului, de la Sfântul Ilie la Tabor, de la Fecioara care se suie la înălțarea Sfintei Cruci, care într-o zi va distruge cortina și va elibera a treia parte omenirii de iadul cel roșu. Și chiar așa a fost la Crăciunul 89. La această imensă onoare și bucurie, care era și împlinirea visului meu de predicator și slujitor ante terminem și unde, la doi pași de Notre-Dame, s-a adăugat alta supremă a baierelor inimii, prezența tantei Aurelia Dumitraș, cu tutoarea mea cea mai importantă, care mi-a hrănit copilăria după bunici și părinți. S-a făcut în patru să mă anunțe că venise la fiul ei în RFG și ajunsese și la Paris la Madame Poron, de la care îmi sosise pachetul cu costumul. Îmi zicea, în schisori te-am cam luat cam tare și nu știam cum să-ți spun ce rău i-ai făcut lui Pater Hag. De aici am înțeles că povestea bilețelelor arătate în Vatican va fi transpirat printr-un turnător la București, așa cum mă temusem. Dar iată-o la biserică, în linia întâi, cu pălăria ei spectaculoasă cu care făcea concurență Queenei Elizabeth. Predica mea a impresionat întreaga asistență care m-a umplut de elogii, în timp ce tanti Aurica, în lacrimi, îmi spuse, dragă Catalin, te găsesc evoluat în maniera impresionantă în comparație cu anul trecut, când ai predicat tot în această zi pentru ultima oară la mănăstirea Bistrița. Ce să-i răspund? Tanti, Parisul e Paris, exilul e exil, libertatea e libertate. Iată diferență. Și așa, pentru o săptămână întreagă, am tors fusul amintirilor, durerilor, dar și speranțelor cu tanti Aurelia, care trebuia să întoarcă la București și apoi să ajungă și la Bistrița, unde să consoleze pe mami și să-i dea un semn din partea mea, dar mai ales să insiste pe lângă toți să mi-o trimită la Roma. Gestul de a cânta și de a predica în biserica din strada Jean de Beauvais i-a impresionat negativ, nici nu se putea altfel, pe cei 2-3 greco-catolici, probabil deja suspicioși față de noi. I-a impresionat chiar prea mult, zic, dacă până și în 1983, adică 7 ani mai târziu, potrivit dosarului, părintele dominican Iacob Goia s-a plâns unui turnător, sursa Florentin, un medic român, primit și răsplătit ca erou al credinței, nu numai de Goia, ci chiar de diferitele rude și prieteni împrăștiați din München la Lausanne și de la Atena la Paris, pe care acest mizerabil i-a vizitat cu însărcinare și instructaj, că, citez din dosar, vreo câțiva ani mai devreme, asta este scrisul lui Goia, adică vorba lui Goia, vreo câțiva ani mai devreme au venit la el doi tineri ortodoxi care studiau la Vatican și doreau să treacă la catolicismul de rit latin. Dar după câteva săptămâni, sic,
a văzut pe unul dintre ei slujind în biserica ortodoxă din Paris, cea oficială creată de patriarhie. După el, aceștia au arătat o duplicitate de intenții. Acestui laș scriitor de note informative, informatorul Florentin, medic din Cluj, greco-catolic, scuzați, Goia, naiv și de rea credință, i-a oferit 800 de franci, plus satisfacția securității de a vedea că noi ăștia eram calomniați și respinși mai bine decât ar fi putut aranja ei ca infam de meserie. Pentru dominicanul Goia, biserica părintului Boldeanu, inamicul numărul 1 al comunismului, condamnat la moarte la București, era biserica comunistă. Goia știa realitatea, dar a scris-o în adins, ca să mă umple cu noroi până la gât. Da, moștenire dominicană. A confundat apele în adins, căci patriarhul Justinian de ani de zile încerca să înființeze o parohie comunistă pentru a înlătura singurul punct de referință real al exilului românesc în Europa de Vest pe părintele Boldeanu și biserica lui. Tentativa ocupării bisericii părintelui Boldeanu a fost materia procesului răsurător, din fericire pierdut de nemernici. Nu știu dacă la vremea aceea trimisul securității preotul Octav sluja pe undeva. Doctorul Florentin fusese recomandat de ordinarul unit al Loradei, Cori Tămâian. De aceea era foarte apreciat, puteai să juri. Tămâian, liderul turnătorilor care cu numele conspirativ Teodorescu, cum v-am povestit, trădase încrederea prietenului său și a părintelui meu, Rafael Hag, și indirect și pe mine, cum am mai povestit. Prelații uniți de la Paris și-au trimis certitudine despre trădarea noastră la Roma, oferindu-i episcopului Cristea confirmarea dorită, care ne-a readus imediat în centrul atenției, în tot Vaticanul, Secretariatul de Stat, Congregația Orientală, Unirea Creștinilor, Colegiul Damasceno, Vicariatul Romei, până la punctul în care bietul Pater Lațcu a trebuit să scrie imediat o apărare în numele nostru, trimisă peste tot. Noi încă nu ajunsesem la Roma și el a trebuit să o scrie imediat. Apărare pe care a trebuit să o repetăm la întoarcerea la Roma cu nenumărate scrisori și explicații, căci noi eram încă la Paris când bietul Pater Lațcu trebuia să ne apere. Foarte rapizi prelații uniți din Paris cu telegramele de turnători. În plină vară când toți dorm. Dar am văzut mai târziu că de dragul nostru nimeni nu dormea când plănuiau să ne compromită. Unirea creștinilor cu Padre Fortino în cap uitase că ne acuzase de lipsă de ecumenism prin convertire. Cardinalul Filip uitase că ne invitase să ne reîntoarcem în ortodoxie. Așa cum și Per German și Goia uitaseră că tocmai ei ne trimiseseră la Boldeanu. Acum eram, pardon, trădători, duplicitari, etc. Ba, în ignoranța și reaua lui credință, Goia m-a acuzat că am făcut pe diaconul. O fi văzut vreodată un anagnost? În realitate, el nu m-a văzut, ci a raportat doar o voce rău intenționată și anonimă. Între timp, Gigi rămăsese să cânte liturghia cu el. Dar acuzația venea totdeauna ca un fulger asupra amândorura. Tot mai bine este să amintesc episodul cel mai important pe care dumnealor s-au făcut căluită ca dovadă a relei lor credințe, adică a lipsei de credințe, mai simplu spus. Vă povestesc îndată. Capitolul 76. Propunerea minunată și imposibilă. Părintele Vasile Boldeanu, ajutat de familie și prieteni, oferea în fiecare zi prânzul și cina. Am fost oaspeții preferați și fără pauze. Am mâncat și ne-am bucurat de gusturile românești reprimate și râvnite de la momentul evadării. La prânz, dar și în afara prânzului, acest om căruia nu-i găsesc suficiente laude, insista mereu asupra unui punct. Băieți, voi sunteți ortodoxi și atât. Puteți să iubiți pe catolici cât doriți, așa cum îi iubesc și eu.
dar locul vostru este în Biserica Ortodoxă Română din exil, aici la Paris, cu mine și în locul meu, care sunt bătrân și nu doresc să las această biserică domnească în ghearele securității. Știți războiul pe care mi l-au înscenat? Erau cât paci să câștige jocul în această lume perversă care ajută totdeauna călăul și nu victima. Rămâneți aici, aici și acum. Unul dintre voi va fi paroh, altul poate episcop, pentru că ne dorim propriu episcop pentru toți românii aflați în exil. În caz contrar, vom fi mâncați de vii de către Sovrom Patriarhia de la București. L-am privit cu aceeași adorație și recunoștință pentru încrederea supremă cu care privisem ani în urmă pe cardinalul Stefan Wyszyński sau pe monseniorul Aloisie Tăutu la Roma. Prin urmare, și acest om a avut încredere în noi, așa cum doar acești monștri sacri știau cum să o facă. Acesta este, de fapt, principalul semn al măreției unui suflet, ghicirea imediată în cine să aibă încredere și pe cine să țină la distanță. Măreț! Nu știam cum să-l refuzăm, ca să nu-l jignim. Am dat-o cu dogmatică, cu Sfântul Ioan Gură de Aur, care iubea pe papa. El a răspuns râzând că Sfântul Ioan Gură de Aur e depășit, vremurile sunt altele azi. Boldeanu nu a insistat asupra dogmelor și a detaliilor istorice. El era printre ultimii ortodoxi luminați care mai rămăseseră pe pământ. Pentru el, a ne avea la Paris ar fi fost o victorie personală, în timp ce pentru Biserica Exilului el concepea un viitor liniștit cu noi amândoi alături. Plâng și azi de emoție, gândindu-mă la încrederea unui om ca el, care a trecut prin toate furcile caudine ale vieții, care nu a ezitat să ne iubească și să aibă încredere în noi, spre deosebire de uniți, toți, cu excepția monseniorului, toți gazde de spioni dezgustători. I-am respins propunerea cu eroism. Adică n-am respins-o, ci pur și simplu nu am îngăimat niciun cuvânt, nicio mișcare, niciun gând. Amândoi la unison, automat, spontan, instinctiv, de parcă eram trași la strung. Și nu ne-am gândit o clipă să luăm în serios o așa serioasă propunere. În timp ce eu însumi nu calculam, nu mă gândeam la ce renunț, carieră, onoruri, stimă, putere și mândria de a trăi în orașul cel mai aproape de inimă și rațiune care a fost inventat vreodată pentru un român și care se cheamă Paris. Parisul lui ajute de lettre a Paris, c'est le paradis. Uitasem și că Paris vaut bien une messe. La noi s-ar fi potrivit ad literam cu cea mai reușită mânușa vieții. Jean de Beauvais însemna Sorbona, Louvre, Turnul Eiffel, dar mai presus de toate Notre-Dame. Plus Sioran, Ionesco, Eliade, Ierunca, Monica, Elvira Popescu, Jean Miloaș, desigur regele. Dacă am fi acceptat propunerea, am fi făcut amândoi imediat o carieră orbitoare în cadrul Bisericii Ortodoxe din exil. Paroh, episcop, dar mai ales predicator. Eu m-aș fi dat peste cap să devin scriitor de limbă franceză. Nu era greu deloc. Cei doi șefi exilului din capitala lumii. Îmi vine amețeală și acum, când mă gândesc că am fi suit mai sus decât vârful turnului din apropiere. Dar era un dar. Gigi mi-a mărturisit că simplu gând de reveni la ortodoxie, chiar dacă și după 9 luni de suferințe și umiliri în biserica papilor, îl ducea cu mintea la întoarcerea într-o peșteră, cea a lui Platon, de exemplu, după ce a văzut adevărata lumină. Cu alte cuvinte, Republica scrisă de Platon prin anul 360 înainte de Hristos ne-ar avertiza în secolul nostru să nu călcăm cu stângul. Lăcrimez și acum la gândul acela luminos al lui Gigi. Desigur, nu Biserica Domnească sau Marele Boldeanu nu ne conveneau. Dacă nu fugeam, aș fi insistat și poate aș fi devenit preot ortodox la Bistrița, în locul minunat al primilor mei 24 de ani de viață. Aveam permis o invitație expresă a Vaticanului, deși nu a logicii mele, de a deveni preot ortodox. Căci aș fi fost catolic clandestin, un simulator etern,
iertabil pentru că eram în gura lupului și pentru a nu o părăsi pe măicuța Maria Popian. Dar plecând ea spre ceruri, fuga redevenea imperativul categoric. Ori la Paris, în Occidentul liber, imperativul categoric era să dormi sub podul Senii sau al Tibrului, blamat de tot universul, dar creștin catolic declarat, fără perdea. Ca acum, în 2022. Însă conștiința noastră, convingerile, victoriile, integritatea, consecvența, onestitatea, adevărul lucrurilor, o grămadă întreagă de comori, n-au contat pentru prietenii noștri catolici, dar au contat chiar prea mult pentru noi. Fără îndoială, ne-am lăudat la toți cu propunerea marelui Boldeanu. A fost însă evident că nu au apreciat deloc gestul nostru de a renunța la o carieră internațională și pariziană, la masa celor mai ilustri, preferând chiar un culcuș sub podul Tibrului, unde eu și azi, în 2022, mă ascund în așteptarea unei biete parohii în care să slujesc și să predic într-un mod demn. Vânat și arătat cu degetul de o mulțime furioasă de înalți prelați catolici și de fraierii lor. Părintele Boldeanu nu s-a supărat. Ne-a stimat și ne-a iubit până la sfârșit.